de faptul că românii sunt cei mai săraci din Uniunea Europeană. De ce credeți că se întâmplă? Sistemul. Ce să mai discutăm? Nu, nu am cuvinte, deci... Mentalitatea, în primul rând. De sus în jos. Tot, totalitatea. Ce părere aș putea să am? De aceea au plecat și tinerii în străinătate, din cauza că nu au avut posibilitatea, nu li s-a acordat șansa. Prostia omului. Păi, prostie. Mentalitatea omului. Suntem prea corupți toți. Degeaba. Degeaba, degeaba. Poți să schimbăm 10, nu 1. Tot la fel rămâne. Niciodată. Niciodată. Corupți, corupți până jos. O părere prostă, bineînțeles. A politicienilor, în primul rând, cred. Și în al doilea rând, nu știu, poate și a noastră. Păi, nu știu. Vrem mult să, să muncim puțin, să câștigăm mai mult, nu știu ce să zic. Nu știu. Sinceră să fiu, chiar nu știu. De multe ori îmi pun întrebarea asta, dar n-am răspuns. Nu știu, dacă ar mai putea cineva să facă ceva. Nu știu. Locuri de muncă, cu siguranță. Cu siguranță locuri de muncă. Nu știu, e greu. Foarte greu. Mici. Mici, nu știu. Deși ei spun că cresc, au crescut salariile, nu știu, puterea de cumpărare e mic, nu știu. Prețurile sunt mari, iar salariile, nu știu, mie una, nu mi-ajung. Da, prețuri mari, salarii mici. Nu știu, atâta timp cât în țara asta nu există economie, sau poate doar în județul nostru, nu știu ce să zic, dar dacă nu există economie, ce să... cel puțin aici cred că se trăiește numai din comerț. Altceva nu știu să se facă. Economia, da, în primul rând economia. Altfel nu știu cum s-ar crea locuri de muncă dacă nu există economie. Nu știu. Cu siguranță, da. Cu siguranță, da.